avem pe stoc imunoglobulină. De asemenea, să identifice și pacienții care necesită tratament cu imunoglobulină pentru administrare intravasculară în regim de urgență. Practic, de la fiecare unitate spitalicească, noi așteptăm raportarea cu numele și prenumele pacientului, numele și prenumele medicului curant, datele de contact și situația medicală specifică urgentării soluționării cazului. În acest scop, practic în cursul zilei de astăzi, vom avea datele și vom ști exact pe unitățile spitalicești câte cazuri de persoane imunodeficitare există și care necesită imunoglobulină pentru administrare intravasculară.